Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a pastorului profesor dr. Gabi Isaac, senior pastor la Biserica Pentecostală Română Philadelphia din Melbourne, Australia, și de asemenea director și profesor la Seminarul Biblic Philadelphia din Melbourne, Australia. Stimate domnule profesor, frate pastor, bine ați revenit! Frate Cătălin, mulțumesc din tot sufletul pentru posibilitatea pe care mi-o dați din nou să fiu împreună cu dumneavoastră, cu colegii din studio și cu toți cei care urmăresc, și știu că sunt mulți care urmăresc această emisiune Realitatea la zi pe care dumneavoastră o realizați. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Și eu vă mulțumesc pentru aportul pe care l-aveți la emisiunea noastră. Sunteți un contributor deosebit, foarte bine pregătit și, bineînțeles, un om cu darul acesta al învățăturii, care, a spune eu, este foarte important în ceea ce facem noi. Și așa cum mi-am obișnuit pe telespectatorii noștri, și astăzi vom dezbate o temă pe care am început-o cu ceva vreme în urmă. Au fost câteva săptămâni de pauză, a fost Paștele, Învierea Domnului la noi, apoi alte priorități. Iată-ne că astăzi ne întoarcem la subiectul nostru de bază pe care l-am anunțat și pe care l-am discutat cu ceva vreme în urmă, și anume vorbim despre legămintele biblice. Astăzi, partea a treia, ultima parte. Așa că, frate pastor, înainte de a ne apuca de treabă și a vedea care sunt ultimele legăminte despre care vom vorbi, haideți să ne întoarcem puțin în urmă, să ne amintim de celelalte, așa, să le enumerăm, astfel încât să facem trecerea asta cât mai lentă și cât mai ușoară pentru cei care ne urmăresc. Frate Cătălin, spuneați că e ultima parte, dar eu vreau să vă spun un lucru. Și dacă am mai continua, eu cred că tot am avea ce să vorbim despre legămintele scripturale, legămintele biblice, pentru că e cu neputință în trei emisiuni sau în trei ore să vorbești despre ceva care dăinuiește de milenii și la care Dumnezeu și-a adus aportul său cu totul și cu totul deosebit, și anume legămintele biblice. Dar personal mă bucur că ați fost de acord și ați subscris la subiectul acesta, să-l putem discuta. Este un subiect care cred că puțin s-a discutat în bisericile noastre. Noi îl discutăm în școlile de teologie, pentru că e important, mai ales atunci când studiem Vechiul Testament, avem o abordare și legată de legămintele biblice. Toate legămintele sunt de fapt în Vechiul Testament, dar ele au relevanță pentru Noul Testament și de fapt partea plenară a împlinirii unor legăminte este în Noul Testament. Așa cum spuneați, cred că este bine să ne uităm un pic retrospectiv, să ne uităm un pic la prima parte și a doua parte, pentru a face înțeleasă partea a treia a acestei tematici cu legămintele biblice. Și vreau să le aduc aminte celor ce ne urmăresc în această seară că în prima noastră emisiune, în prima parte, am discutat despre, în primul rând, despre definiția legămintelor. Ne-am uitat și la o definiție a unui dicționar explicativ a limbii române, dar pentru că discutăm despre legăminte din punct de vedere biblic, adică legămintele biblice, cred că este foarte important să vedem o definiție biblică a legămintelor. Și am spus că un legământ este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu prin care El stabilește o relație de răspundere. O stabilește fie cu un popor, o stabilește fie cu o persoană, o stabilește fie cu o casă, cu o familie, cum vom vedea de fapt în această seară. Dumnezeu este suveran, este suveran absolut și poate să facă și a făcut legăminte cu oamenii, El fiind de fapt o ființă superioară, inițiind condiții asupra creației sale, asupra căreia are drepturi absolute. Apoi am vorbit despre faptul că legămintele sunt 8 legăminte, o să le enumăr imediat, dar am vorbit despre legăminte și am spus că sunt legăminte eterne, adică care au o valabilitate permanentă, veșnică,
și sunt legăminte temporare și totodată vorbim despre legăminte condiționate și legăminte necondiționate. Legămintele condiționate au în enunțul lor: dacă faci, fac și eu, spune Dumnezeu, iar legămintele necondiționate spun în felul următor: eu fac și dacă tu nu faci. Dar ceea ce vestea bună pe care o am este că din cele 8 legăminte pe care Scriptura le prezintă, 2 sunt condiționate, celelalte 6 sunt necondiționate. M-am putea spune că și în legămintele condiționate există elemente necondiționate. Dumnezeu este fidel, este credincios promisiunilor sale. Ne-am uitat și în prima parte am discutat despre 3 legăminte din cartea Geneza. Și anume, ne-am uitat la legământul edenic făcut de Dumnezeu cu Adam și cu Eva, dar de fapt cu Adam, în starea inițială, în Eden. Apoi un legământ, legământul adamic, făcut cu Adam și prin el cu întreaga rasă umană, după căderea în păcat. Iată că Dumnezeu nu abandonează, chiar dacă omul falimentează, Dumnezeu nu abandonează ideea de legământ, ideea de această înțelegere sau această relație de răspundere, așa cum am zis că definesc legământul. Și un al treilea legământ este legământul noahic numit sau legământul cu Noe din Geneza din capitolul 9, după ieșirea lui Noe din arcă. În partea a doua sau a doua emisiune pe care am realizat-o, am vorbit despre legăminte legate în mod deosebit de poporul Israel. Am menționat aici 3 legăminte. Deci primele 3, edenic, adamic și cel cu Noe, nu au de-a face cu Israelul. Israelul nici nu exista. De vorbim de Israel, începând cu Geneza capitolul 12, în momentul chemării lui Avram și de la Avram vorbim de Israel, începem să vorbim despre formarea poporului mesianic, formarea poporului lui Dumnezeu. Legămintele următoare, adică legământul avramic cu Avram, legământul mozaic prin Moise și legământul palestinian, cele care le-am discutat în cea de-a doua ediție a noastră a emisiunii, sunt legate de Israel și unele dintre ele sunt valabile și astăzi. Evreii sunt aceia care se uită în mod deosebit la legământul mozaic și la legământul palestinian, dar noi ca și creștini privim și la legământul avramic. Mă uit și m-am uitat și cred că și voi ați făcut-o, cei din România, la tot ceea ce s-a întâmplat în cele 11 zile de război din zona aceea, Israel și Gaza. Și știm că focarul este acolo și credem că și legământul avramic la un moment dat se va împlini în mod plenar, chiar dacă acum s-a împlinit doar parțial. Asta am discutat în a doua parte a emisiunii, deci alte 3 legăminte, urmând ca astăzi să alocăm un spațiu, un timp, următoarelor 2 legăminte, și anume aș vrea să discutăm astăzi despre legământul davidic, legământul prin David și legământul cel nou, atât de mult discutat, folosit, nu știu cât de mult explicat, dar discutat și folosit mai ales în împărtășirea noastră, mai ales în actul sacramental al cinei Domnului. Foarte important, mulțumesc mult pentru această recapitulare. Noi știm că repetiția este mama învățăturii, da, așa că faptul că le-ați renumerat și pe cele deja discutate ne face mai ușoară trecerea către celelalte 2, adică cele de astăzi, legământul cel nou și legământul davidic. Totuși mă gândesc și mă întreb, în afară de faptul că din punct de vedere al timpului noi le-am împărțit 3-3-2, de ce totuși, dacă există și o altă explicație a faptului că astăzi le-am cumplat pe cele 2, dacă există ceva în comun care face ca aceste, să spunem, legăminte să fie puțin mai deosebite decât celelalte?
Hai să fiu sincer, frate Cătălin, poate mi-ar fi plăcut să le separăm, să mai fac încă o emisiune, să mai facem și o parte a patra. Și astăzi să discutăm de legământul davidic și în a patra să discutăm despre legământul cel nou. Dar este ok și cred că este suficient și am spus destul de mult, încă o dată spun, n-am spus tot și nu cred că se poate spune tot. Poate am fi putut să alocăm câte o emisiune. Dacă tu ți-aduci aminte, frate Cătălin, atunci când am discutat și am zis că pornim la drum, ai zis vom face 8 emisiuni pentru fiecare legământ și poate că nu era rău, dar poate era prea mult și nici n-am vrea să plictisim ascultătorii. Da. Dar este ok, de ce le-am grupat așa? Următoarele, deci cele trei pe care le-am discutat în partea a doua, sunt legate în mod deosebit de Israel. Spuneam primele trei, cel edenic, cel adamic și cel cu Noe, nu sunt legate, sunt legate mai degrabă de rasa umană, dar nu sunt legate strict de un popor, așa cum sunt următoarele trei. Legământul avramic, legământul mosaic și legământul palestinian sunt legate de poporul Israel, de un popor mesianic cu o chemare specială, cu o misiune specială pe care Dumnezeu le-a dat-o. De fapt, dacă vă aduceți aminte, în Romani, în capitolul 9, sunt prezentate 7 privilegii ale lui Israel. Și între cele 7 privilegii ale lui Israel e menționat și asta. Au legămintele. Deci legămintele sunt ale lui Israel și n-aș vrea să supăr pe cineva, dar și legământul cel nou de care noi beneficiem din plin ca și biserică este în primul rând încheiat cu Israel. Voi menționa lucrul acesta. Dar fac aici, deschid o ușoară paranteză pe care o și închid imediat. Deci Israelul este special înaintea lui Dumnezeu. Este un popor care a fost și care rămâne cu o misiune și cu o chemare nobilă și înaltă. Vreau să te aduc aminte, frate Cătălin, dragii mei ascultători, de ceea ce spune Ioan în Evanghelia, în prologul Evangheliei lui. Zice, a venit la ai săi, deși venirea aceasta se răsfrânge asupra tuturor și devine o binecuvântare pentru toți. Dar prioritatea priorităților n-au fost alții, n-am fost noi, ci prioritatea priorităților au fost ei, a venit la ai săi. Ba mai mult, Apostolul Pavel în cele trei capitole din Roman, Roman 9, 10 și 11, în care vorbește despre privilegiul lui Israel, spune în felul următor, atenție, ei sunt butucul și noi suntem ramurile. Și nu ramurile țin butucul, ci butucul ține ramurile. Și dacă sunt promisiuni pentru butuc, ele vin și în ramuri, dar în primul rând butucul este cel ce beneficiază. De aceea, Israelul are un rol special, l-a avut, îl are și îl va avea în toată ecuația aceasta a lui Dumnezeu. Dar ce au în comun, mulțumesc de întrebarea aceasta și e o întrebare binevenită, ce au în comun aceste două legăminte și mă refer aici la legământul davidic și legământul cel nou? Amândouă vorbesc despre o persoană. Amândouă sunt legate, dacă celelalte trei sunt legate de un popor, aici cele două legăminte sunt legate în mod deosebit de o persoană și această persoană este Domnul nostru Iisus Hristos. În legământul davidic, persoana este sugerată. O să mă explic. Iar în legământul cel nou, persoana este prezentată deja. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetul 20, masa pascală, trecerea de la Paștele Vechiului Testament la legământul cel nou. Paștele Vechiului Testament, imaginea legământului celui vechi. Atât de frumos Mântuitorul schimbă, anulează, elimină încet legământul cel vechi și îl înlocuiește cu legământul cel nou. Tot astfel, spunea Mântuitorul Luca 22 cu 20, tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul, li l-a dat zicând. Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, în capitolul 11, versetul 25. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Deci răspunsul la întrebarea pe care mi-ați pus-o este acesta. Ambele legăminte sunt legate de o persoană, Domnul nostru Iisus Hristos, în cel davidic sugerată, în cel nou descoperită. Excelent și nu se știe, să știți, dacă lucrurile vor merge în direcția în care trebuie și cine știe, poate dumneavoastră veți veni în România sau chiar așa de la distanță sau ne vom vedea noi cândva și față în față, vom putea face acele 8 emisiuni, să știți, pentru că, într-adevăr, să știți că tema
legămintelor merită ca fiecare legământ trebuie analizat și explicat. Ar fi păcat să nu existe în, să spunem așa, în arhiva aceasta evanghelică, în limba română, o asemenea discuție pe tema acestor legământe. Sunt foarte multe lucruri de spus, de explicat. Nu cred că cineva l-a explicat pentru publicul larg. Știți de ce? Pentru că, hai să spunem ceea ce facem noi aici. În cadrul unui institut teologic, unei școli biblice, aceste lucruri se discută. Ceea ce faceți dumneavoastră acum este luați această informație oarecum de specialitate și o aduceți într-un limbaj mai pe înțelesul, să spunem, celorlalți, al lumii întregi, oamenilor care nu sunt de profesie, nici teologi, nici studenți la teologie și nici profesori. Deci, practic, a zice că face parte din ABC-ul credinței noastre să știm ce este la baza, până la urmă, că toate aceste 8 legăminte sunt, de fapt, partea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Și asta trebuie să știm fiecare dintre noi. Trebuie să știe clar, dacă ar fi să întrebăm, să ne întrebe cineva, doamne, în planul ăsta de mântuire al omului, de la căderea lui Adam până la venirea Domnului Hristos, care au fost cele mai importante, să spunem, evenimente și mai ales încercări prin care Dumnezeu a dorit să facă pace între om și Dumnezeu, acesta e răspunsul în emisiunile noastre. Așa că să știți că propunerea rămâne în picioare, cu ajutorul lui Dumnezeu o vom face și această incursiune în detaliu în legăminte și vă mulțumesc pentru deschiderea pe care o aveți față de noi și bineînțeles față de cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Haideți să mergem spre legământul lui David. Da. Ce reprezintă acest legământ pentru noi astăzi? Da, este cel de al, și cred că nu-i la voi întâmplare, al 7-lea legământ. 7 însemnând desăvârșire, 8 înseamnă întotdeauna un nou început, e legământul prin Hristos. Deci Hristos face toate lucrurile noi. Există și un limbaj al cifrelor în scriptură, numerologia are un lor foarte important în scrierile rabinice și ei sunt foarte, foarte meticuloși din punctul acesta de vedere. Deci legământul davidic sau legământul cu David este cel de-a 7-lea legământ și el este, așa cum spuneam, Dumnezeu este suveran să facă această înțelegere, această convenție, să stabilească condițiile relației prin legământ, fie cu un popor, Israel, fie cu o persoană, Avram de exemplu, fie cu o casă, cu o familie. Că aici deja vorbim, chiar dacă este legământul prin David, printr-un personaj emblematic pentru istoria lui Israel, la urma urmei Dumnezeu are promisiune pentru familia lui David și om să prezint lucrul acesta. Deci este un legământ făcut cu David, cu familia lui David. E menționat în două pasaje din Scriptură, în Vechiul Testament, bineînțeles, în 2 Samuel, în capitolul 7, o să vreau să citesc câteva versete, și în 1 Cronici. 1 Cronici este cartea care repetă istoria doar a lui Iuda. Este scrisă 1 și 2 Cronici după întoarcerea evreilor din robia babiloniană și sunt reluate doar evenimentele din Iuda, pentru că doar Iuda se întoarce din robie, robia, regatul de nord dus în robia siriană 722 nu se mai întoarce, de aceea nu cuprinde 1 și 2 Cronici și istorie legată de Israel sau regatul de nord. Aș vrea să citesc înaintea dumneavoastră doar câteva versete, pentru că eu cred că sunt importante în modul în care se prezintă acest legământ davidic. Citesc din 1 Cronici din capitolul 17, de la versetul 11. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, spune Dumnezeul lui David, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Nu voi îndepărta bunătatea mea de la el. Dacă vă veți uita în 2 Samuel, unde este pentru prima oară, veți vedea că scrie nu voi îndepărta bunătatea cum am îndepărtat-o de la Saul. Dar pentru că 1 Cronici are un rol pedagogic,
pentru generația tânără și formare în ceea ce privește slujirea și apropierea de Dumnezeu, nu sunt scoase în evidență negativismele. Multe am avea de învățat de la 1 și 2 Cronici, mai ales noi cei care tot încercăm să căutăm, să descoperim o grămadă de falimente a unor oameni care la urma urmei tot oameni au fost. Dar asta poate fi o altă discuție. Aici, de exemplu, în 1 Cronici nu mai vorbește despre cine s-a îndepărtat bunătatea. Zice, nu voi îndepărta bunătatea cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și vă rog rețineți și împărăția mea scaunului și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu care alcătuiesc legământul davidic. Acum, ce trebuie spus despre legământul acesta? Vreau să fac doar câteva precizări. În primul rând, este un legământ necondiționat. Știm că David nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu este acela care s-a uitat la David. În ciuda falimentelor lui, s-a uitat la el ca la lumina ochilor, ca la un personaj emblematic, fiind cel mai prolific rege al Israelului. Și aproape toți ceilalți regi care au urmat după el au fost evaluați după David, deși David n-a fost perfect. Și totul spune, n-a umblat în căile tatălui său David, despre Roboam, despre fiecare, n-a umblat în căile. Deci David devine un etalon, am putea spune, pentru generațiile de regi care s-au succedat. Ce se întâmplă în legământul acesta? Dumnezeu promite că linia genealogică a lui David va dăinui veșnic, vă rog rețineți, vom vedea un aspect interesant care mie mi s-a părut foarte interesant și vreau să-l menționez înaintea celor ce ascultă emisiunea dumneavoastră. Deci, va dăinui veșnic, împărăția lui nu va trece niciodată, ci va rămâne într-un mod permanent. În mod evident, tronul davidic nu a fost tot timpul în funcție, și asta trebuie menționat. Dar va exista un timp în care cineva din linia lui David, de aceea spuneam cineva, aceste două legăminte sunt legate de o persoană. În legământul davidic aluzie, în legământul cel nou mi se revelează, mi se descoperă persoana respectivă. Cineva din linia lui David care va sta pe tronul lui Israel la Ierusalim, fac mențiune aceasta, pentru că au mai fost tronuri ale lui Israel după divizarea regatului în regatul de nord și regatul de sud, dar Dumnezeu precizează foarte clar. Va sta pe tronul tău. Și tronul lui David a fost la Ierusalim, n-a fost nici în altă parte, ci doar la Ierusalim. Și va domni ca și împărat. Acum, sunt trei lucruri foarte importante care vreau să le menționez în legământul davidic. În primul rând, legământul davidic dezvoltă aspectul și pun ghilimele seminței. Seminței despre care vorbește în legământul avramic. Observați, vă rog, succesiunea și legătura între legăminte. E ceva extraordinar. Dezvoltă aspectul seminței din legământul adamic și legământul avramic. În legământul adamic, după ce omul falimentează, în Geneza 3:15 am deja prima profeție, proto-evanghelia numită în teologie, sau prima profeție mesianică. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Îți va zdrobi capul și vei zdrobi călcâiul. Deja se vorbea despre o sămânță dintr-o femeie care va veni și va face o lucrare încadrată în planul profetic al lui Dumnezeu. În Avram iară se vorbește despre sămânță. Avram a avut semințe, a avut mai mulți copii, adevărat. L-a avut și pe Ismael, l-a avut apoi pe Isaac, a avut alții și alții. Dar e adevărat că linia merge prin Isaac. Și am spune noi poate că promisiunea, dar Dumnezeu avea ceva în vedere, ceva mai mult decât Isaac. Și când Dumnezeu face promisiuni, promisiunile se împlinesc într-un mod plenar în Cel care este desăvârșit, în Domnul nostru Iisus Hristos. Frate Cătălin, dragii mei ascultători, vreau să observăm aici o progresie a revelației, dacă vreți, chiar prin legăminte. O progresie. În primul rând, Dumnezeu este acela care cheamă un popor și poporul Israel și îl formează. Apoi alege dintre poporul acesta
alege un trib reprezentativ. Avea 12 triburi. Și totuși alege un trib reprezentativ. Și tribul acesta este Iuda. Iar din tribul acesta reprezentativ alege o familie din care să vină cel ce va sta pe tronul lui Israel. Și anume familia regelui David. Deci, în primul rând, legământul davidic dezvoltă aspectul seminței. În al doilea rând, legământul davidic scoate în evidență sau evidențiază providența lui Dumnezeu. Acea purtare de grijă specială a lui Dumnezeu. De ce spun aceasta? Este știut faptul că după David a urmat Solomon. Vorbim de regatul unit. După Solomon a urmat Roboam. În vremea lui Roboam, regatul lui Israel se divide, se rupe în două. Regatul de nord și regatul de sud. Regatul de nord cu capitala în Samaria și regatul de sud cu capitala la Ierusalim. Ceea ce mi se pare foarte interesant este următorul lucru. În regatul de sud de la Ierusalim, pe tronul din Ierusalim n-au stat decât descendenți din casa lui David. Și au fost 20 de regi, începând cu Roboam și până la Zedechia și apoi robia babiloniană 586 înainte de Hristos. Toți cei care au stat pe tron la Ierusalim sunt doar din seminția lui David, din casa lui David. În schimb, în regatul de nord sunt cel puțin 3, dacă nu greșesc, poate chiar 4 triburi care au dat regii care au stat, 19 au fost cei care au fost pe tronul lui Israel, a regatului de nord, iar în 722 au plecat în robia asiriană. Ei, ce s-a întâmplat? După 586 sunt aproape 600 de ani de tăcere. E deportare. Cei mai mulți au rămas în diaspora, s-au întors doar 50.000, au rezidit Ierusalim, au refăcut templul la o altă dimensiune, mult mai mică decât templul lui Solomon și cu slavă și cu grandoare, mult mai mică decât ceea ce fusese în vremea regatului unit, în vremea lui Solomon. Ceea ce mi se pare interesant și aici apare aspectul providențial. Dumnezeu a păstrat o sămânță din casa lui David. 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani. În momentul în care începe revelația Noului Testament, începe și evanghelistul Matei și evanghelistul Luca cu două genealogii. Și n-am în două genealogii, și a lui Maria și a lui Iosif, Matei și Luca. Ni se demonstrează foarte clar că atât Matei, atât Maria, cât și Luca, Maria și Luca, se trăgeau din casa lui David. Se punea accentul în mod deosebit pe aspectul acesta, pentru că urma efectiv să se nască cel despre care vorbise cu aproape 900 de ani înainte Dumnezeu, că din tine voi ridica unul care va zidi casă și care va sta pe vecie pe tronul tău la Ierusalim. Vreau să citesc un pasaj din Scriptură, 3 versete care pe mine personal m-au marcat și scoate în evidență ce înseamnă legământul davidic din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David. Vă rog, rețineți. Extraordinar. M-a cutremurat versetul acesta, pasajul acesta. Așa încât să nu mai aibă fi. Deci Dumnezeu vorbește prin Ieremia. Deci după ce făcuse legământul davidic în urmă cu aproape 200 de ani, Ieremia cam atunci undeva profețește, 600-700 undeva înainte de Hristos, cam la 200 de ani după legământ. Deja se punea problema, nu o să mai fie nimeni din casa lui David, nu o să mai fie nimeni care să conducă, nu o să mai fie nimeni. Urma toate lucrurile acestea. Deci se punea problema aceasta că nu va mai fi nimeni din casa lui David. Ei, Dumnezeu se angajează aici și vine și spune în felul următor. Atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujba.
ca oștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. Ieremia 33, de la versetul 20 la versetul 22. După mesajul acesta, urma robia babiloniană. Și era clar că se punea problema: oare va mai fi cineva din casa lui David ca să împlinească legământul davidic? Știi care e mesajul? Cred că noi ne preocupăm și ne frământăm de prea multe lucruri, dar Dumnezeu poartă de grijă întotdeauna. Dumnezeu ce promite și împlinește, pentru că tot Ieremia zice: ce vezi? Văd un veghetor. Bine ai văzut. Eu veghez ca toate să se împlinească. Și apoi încă un lucru pe care aș vrea să-l mai menționez, tot în dreptul legământului davidic. Legământul davidic se va împlini plenar în mileniu. Legământul davidic face parte, legămintele au și aspecte profetice. Și aici avem de-a face cu o profeție împlinită etapizat, împlinită în perioade. De exemplu, legământul davidic, am putea spune, într-o primă etapă, s-a împlinit în Solomon. Dumnezeu a promis că cineva din David va sta pe tronul lui Israel. Da, Solomon a stat. Legământul davidic s-a împlinit în cei 20 care toți au fost din David și au stat pe tronul lui Israel la Ierusalim. Au trecut aproximativ 600 de ani de providență în care Dumnezeu păstrează sămânța lui David, dar după aceea l-a ridicat, spune Noul Testament, pe Domnul Iisus Hristos. Și el, ascultați mesajul îngerului Gavril când a venit la Fecioara Maria, el va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Asta e promisiunea. Știți ce înseamnă acel mesaj din Nazaret pe care îngerul Gavril l-a adus Fecioare Maria? Dumnezeu scotea în evidență ideea aceasta. Legământul davidic rămâne în picioare, chiar dacă au trecut 600 de ani și a zis că se pierde sămânța lui David, legământul meu rămâne în picioare și se va împlini prin Iisus Hristos, care se va naște din Fecioara Maria. Deci am vrut să fac aceste precizări legate de legământul davidic. În primul rând dezvoltă aspectul acela al seminței, apoi este și scoate în evidență providența divină, dar se va împlini plenar, încă nu s-a împlinit, se va împlini plenar în mileniu, când Iisus Hristos va sta literar în domnia de 1000 de ani pe tronul tatălui său David. Cam atât ar fi despre legământul davidic. Slavă Domnului, foarte frumos expus și într-adevăr Dumnezeu nu lasă nimic din ce s-a profețit să nu se împlinească. Totul va fi împlinit în mod deplin. Nici o iotă, spune din cuvântul Dumnezeu, nu va rămâne neîmplinit, așa cum spunea Domnul chiar. Haideți să mergem spre legământul cel nou, legământul prin Domnul Hristos. Ce putem spune despre acest legământ? Da, este legământ care în primul rând a fost făcut cu națiunea lui Israel, dar în același timp se revarsă și se aplică și tuturor celor ce cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Rămâneți puțin aici pentru că vreau să accentuăm lucrul acesta. Există, știți dumneavoastră, discuții în diverse medii despre teologia înlocuirii, cum poporul Israel este exclus din planul acesta de mântuire al legământului celui nou, da? Și totul se referă numai la ceilalți. Ceea ce știm că nu este corect din punct de vedere biblic, deci practic legământul acesta prin Domnul Hristos i s-a oferit Israelului și de asemenea neamurilor în aceeași măsură. Dar nu există cineva, biserica nu înlocuiește poporul Israel, ci Dumnezeu are în vedere în continuare poporul Israel pentru mântuire. Frate Cătălin, dragii mei, teoria substituției a fost una din cele mai păguboase teorii și a făcut multe ravage. Aici s-a născut și antisemitismul și toată ura aceasta împotriva evreilor. Total greșită și total nebiblică, așa cum foarte bine menționați. Dacă ne uităm cu atenție, legământul cel nou este menționat în Ieremia,
în capitolul 31, versetele 31 până la 34. Și acolo Dumnezeu spune foarte clar, iată, și nu vorbește spiritual. Noi putem să dăm interpretări spirituale, dar acolo lucrurile sunt foarte clare. Și Apostolul Pavel reia legământul acesta în Evrei în capitolul 8 și Evrei capitolul 9 și chiar și 10, dar în special în Evrei în capitolul 8. Și vorbește foarte clar, iată, vin zilele când voi face un legământ cu casa lui Israel. Cu poporul acesta vreau să fac un legământ. Nu ca legământul cel vechi. Acum, trebuie să înțelegem, legământul cel vechi n-a fost făcut cu biserica. Legământul cel vechi a fost făcut tot cu Israel. Mie mi se par lucruri foarte clare, doar că vrem noi să dăm interpretări așa după ureche, fără să ținem cont de context. Există niște reguli hermeneutice, principii de interpretare a Scripturii. Din moment ce spune că e legământul cel nou, înseamnă că a fost ceva vechi. Înseamnă că cel nou înlocuiește cel vechi. Păi cel vechi cu cine a fost făcut? Cu Israel. Și atunci cel nou, de ce să-l facă altcineva dacă atunci îi spuneam altfel? Îi spuneam legământul bisericii. Dar nu avea nimic de a face cu legământul cel vechi și nu avea nimic de a face cu biserica. Total greșit, total nebiblic și eu mă dezic de o astfel de învățătură. Revin acum. Deci, legământul cel nou e în primul rând făcut cu Israel. Dumnezeu legământul cel vechi l-a scris pe table de piatră, dar se angajează că legământul cel nou va scrie pe inimi noi schimbate, inimi care vor fi atinse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat la Rusalii. Evreii, la sărbătoarea Shavuotului, a revărsării Duhului Sfânt, sărbătoreau primirea legii la muntele Sinai. Au ajuns acolo după 50 de zile, exact la 50 de zile după ieșire, a fost rusaliile lor, în norul acela au primit tablele legii. În vâjuitul de vânt și limbile de foc au primit cuvântul lui Dumnezeu săpat în inimile lor. L-au primit pe Hristos. 3.000 de oameni au fost atinși de puterea Evangheliei și s-au convertit și s-au botezat primind mântuirea prin Yeshua Hamashia. Deci lucrurile se împlinesc și de acolo încolo au început să se împlinească acest legământ cel nou. Dar haideți să zăbovim un pic asupra legământului celui nou, câteva minute, nu știu cum stăm cu timpul, sper să nu depășim timpul pe care de regulă îl alocați emisiunii dumneavoastră. Mergem înainte, avem deci timp. Spuneam, da, mulțumesc. Spuneam că legământul cel nou în primul rând este făcut cu națiunea lui Israel, cu poporul Israel. E adevărat că probabil beneficiarii vor fi doar o rămășiță, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci o rămășiță va fi mântuită, dar în mod deosebit Dumnezeu are în vedere Israelul și bineînțeles întreaga omenire. În legământul cel nou Dumnezeu promite că va ierta păcatul, va exista o cunoaștere universală, o cunoaștere generală a Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum eu aș vrea să fac câteva mențiuni și în mod deosebit accentul când se vorbește despre legământul cel nou se vorbește pe momentul instituirii, dar se vorbește și pe efectele care le produce. Întotdeauna, ca să scoată în evidență valoarea legământului celui nou, există o practică și anume această literatură paralelistică. În literatura ebraică diferă, să zic așa, de literatura noastră, de modul în care noi românii suntem obișnuiți. Ei, aici există paralelisme foarte multe. Întotdeauna bunul este pus în, cu rău, înțeleptul cu neînțeleptul, dulcele cu amarul, tocmai ca să scoată în evidență valoarea lucrurilor din perspectiva lui Dumnezeu. Ca să scoată în evidență valoarea legământului celui nou, nu putea să-l pună în paralel decât cu legământul cel vechi, adică cu legământul mozaic, repetat într-o oarecare măsură în Deuteronom la legământul palestinian. Dar în mod special, legământul cel nou are de a face cu legământul cel vechi pe care îl înlocuiește. Acum, ce trebuie menționat? Este că ideea de bază care este scoasă în evidență este aceasta. Legământul cel nou este net superior, este mai bun. Asta este și expresia tipic paulină. Este mult mai bun decât legământul cel vechi. Și acum este paralela aceasta. De exemplu, în Evrei, în capitolul 12, versetul 18 până la versetul 24, ni se prezintă cele două momente în care s-au dat cele două legăminte. Unul s-a dat la muntele Sinai și altul s-a dat la muntele Sion,
la Ierusalim. Muntele Sion este în Ierusalim. Știm de fapt că pecetea legământului celui nou a fost pusă la Ierusalim prin moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce ne spune aici în Evrei 12? La primirea legământului celui vechi, muntele nu te putea apropia de el. Nu puteai să te apropii. Ba mai mult spune, și un dobitoc, dacă se va apropia, să fie omorât. Știți ce diferență mare este între muntele Sinai și muntele Sion? Știți ce are îndemnul lui Pavel? Spune, să ne apropiem, dar. Deci de muntele Sion te poți apropia. Ba mai mult, ești invitat să te apropii și să intri în legământul acesta. E o diferență capitală, fundamentală parcă, între cele două. Dar diferența, și vreau să citesc câteva versete din Evrei, din capitolul 8. Pentru că aici constă, de fapt, diferența între cele două legăminte și este scoasă în evidență valoarea. Am să citesc de la versetul 6. Evrei, capitolul 8, versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Și vă rog, rețineți că aici este iarăși o chestie interesantă. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, știți câtă bătaie de cap mi-a dat expresia aceasta fără cusur? Da, sper că până la urmă s-o pot și explic, da? Deci dacă m-am pus undeva, face Dumnezeu ceva cu cusur? Și uite că totuși este și ceva cu cusur, dar nu din cauza lui Dumnezeu. Problema e la noi întotdeauna. Ok, revin. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, da, ar mai fi fost vorba să fie înlocuit, vă rog, rețineți. Înlocuit cu al doilea. Deci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, nu bisericii. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Deci e clar, iară revin la întrebarea aceea, e vorba de casa lui Israel și de casa lui Iuda și bineînțeles după aceea și noi suntem beneficiari. Dragii mei, frate Cătălin, un legământ mai bun, legământul cel nou, și aici este lucrul esențial. Un legământ mai bun de ce? Pentru că are un mijlocitor mai bun. Un legământ mai bun pentru că are făgăduințe mai bune. Și un legământ mai bun pentru că are efecte mai bune. Totul e mai bun din punctul de vedere al legământului celui nou în care suntem incluși noi. N-aș vrea să mă lungesc, dar vreau să menționez câte ceva legat de fiecare. În primul rând, un legământ mai bun pentru că are un mijlocitor mai bun. Un mijlocitor mai bun în persoană, un mijlocitor mai bun în ceremonie. Vreau să mă explic. În primul rând, vechiul legământ îl avea în centru pe Moise. Moise, un personaj deosebit, eliberatorul poporului Israel. Dar Moise spune în Evrei, în capitolul 3, că era rob în casă. Era în casă. Hristos Domnul, care este mijlocitorul unui nou legământ. Aici, mijlocitor are sensul de intermediar între cineva și Dumnezeu. Vechiul legământ îl avea intermediar pe Moise, pentru că prin Moise au primit legea. Prin Moise s-a făcut tot ceremonialul care era acolo, Exod capitolul 25. Iar noul legământ are un mijlocitor, deci un intermediar mult mai bun, care este Fiul lui Dumnezeu, care nu este în casă, ci care este peste casa lui Dumnezeu. Pot să revin un pic la legământul davidic? Nu spunea Dumnezeu lui David, el îmi va zidi o casă? Iată cum există legătură și între legământul davidic și între legământul cel nou prin persoana care va realiza lucrul acesta. Spuneam că e un legământ mai bun datorită mijlocitorului persoanei și datorită unei lucrări sau ceremonialului. Frate Cătălin, dragii mei, legământul cel vechi a fost consfințit, consacrat, să zic așa, prin sânge de animal. Pentru că orice lucru este sfințit prin sânge. Legământul cel nou, și aici este esența tuturor lucrurilor, legământul cel nou este sfințit prin însă sângele Fiului lui Dumnezeu. Prin jertfa Domnului
nostru Iisus Hristos. De aceea e un legământ mai bun, pentru că are o persoană mai bună și are o lucrare mai bună. E un legământ mai bun pentru că are făgăduințe mai bune. Acum, legământul cel vechi era legat în mod deosebit de Israel. Legământul cel nou are de-a face cu Israelul, dar în același timp ne cuprinde și pe noi. Și am găsit câteva lucruri interesante. Vechiul legământ promitea o patrie pământească. Noul legământ promite o patrie cerească. Vechiul legământ promite o odihnă trupească. Dumnezeu le promite că vor intra într-o țară în care se vor odihni. Noul legământ promite o odihnă sufletească. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă, spunea Domnul Iisus. Vechiul legământ promite o viață trecătoare sau are de-a face cu viața trecătoare. Pe când noul legământ, 1 Ioan 2,25, și promisiunea lui este viața veșnică. De aceea legământul cel nou este mult mai bun decât legământul cel vechi. Și apoi un al treilea lucru, și aici vin la cusurul acela la care m-am tot frământat și poate ți-ai pus întrebarea când ai citit pasajul acela, despre ce este vorba. Legământul cel nou față de legământul cel vechi are efecte mai bune. Legământul cel vechi avea o imperfecțiune. Da? Repet versetul acela, versetul 7 zice: în adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur. Ce vrea să însemne aceasta? La ce se referă? Ni se spune, în mod deosebit, avem o tălmăcire în Evrei, în capitolul 10, că vechiul legământ nu aducea niciodată desăvârșirea. Ba mai mult, jertfele vechiului legământ ne aduceau aminte că suntem păcătoși. Nu rezolvau problema păcatului. Nu ștergeau niciodată păcatele. Ci ori de câte ori veneam, ascultați-vă rog frumos Evrei capitolul 10, spune în felul următor: în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Ăsta era cusurul vechiului legământ. Nu desăvârșea pe nimeni. Nu aducea pe nimeni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Astfel, zice, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățați odată, n-ar mai fi trebuit să le aducă și să aibă cunoștință de păcate. Dar ascultați versetul 3. Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe. Extraordinar. Vă spun sincer, când am citit versetul acesta am rămas mască, așa, nici n-am știut ce să, așa, e la mod acum să vorbim de mască. Am rămas perplex, nici n-am știut. Extraordinar. Deci în fiecare an, în loc să vin și să-mi rezolv problema, eu plecam cu problema nerezolvată. Eu veneam să mi se șteargă păcatele, dar jertfa aia mi-aducea aminte că eu sunt păcătos. Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit, Psalmul 32. Ei, noul legământ în sângele Domnului Iisus Hristos. Și aici este desăvârșirea, aici este frumusețea, aici este perfecțiunea. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Nu mai mă aduce, zice, jertfa lui nu se mai repetă. O dată pentru totdeauna. Nu-i mai nevoie de litri și litri și litri de sânge care să curgă de la templu. Și a curs o singură dată pe Golgota, în noul legământ, sângele Fiului lui Dumnezeu. Ne face desăvârșiți și ne curățește și ne iartă păcatele pentru totdeauna. Noul legământ mai bun, pentru că are un mijlocitor mai bun, pentru că are făgăduințe mai bune și pentru că are efecte, rezultate mai bune. Slavă Domnului! Slavă Domnului pentru legământul acesta pe care ni l-a oferit în dar. Ne apropiem de încheiere și înainte de a face lucrul acesta aș vrea să tragem o concluzie așa, după aceste trei emisiuni, după aceste legăminte pe care le-am discutat. Până la urmă, care este, să spunem, importanța lor? Poate ce contribuție au ele la viața mea, a cea omului credincios și poate chiar necredincios? Da, cred că trebuie să facem și o concluzie. Încă o dată spun, nu s-a epuizat cu această a treia parte a emisiunii
tot ce se putea spune. Cu siguranță sunt multe lucruri pe care n-am reușit să le atingem, poate chiar unele pe care mi le-am pregătit, dar știu că suntem totuși încadrați într-un timp și vreau să fiu rezonabil din punctul acesta de vedere. Dar o concluzie trebuie făcută în seara aceasta, uitându-ne la cele 8 legăminte. Acum le luau toate împreună, există o progresie frumoasă, îl văd pe Dumnezeu arhitectul. Îmi place atât de mult la un moment dat Domnul Iisus Hristos când s-a referit la planul lui Dumnezeu și la tot ceea ce Dumnezeu înseamnă implicare. A spus despre el ziditorul, ziditorul, cel care zidește toate lucrurile, cel care desăvârșește toate lucrurile. De aceea, uitându-mă la cele 8 legăminte și la progresia lor, îl văd pe Dumnezeul care construiește, Dumnezeul care inițiază. Frate Cătălin, dragii mei, trebuie menționat lucrul acesta. Niciun legământ n-a fost adus prin voia omului. Niciun legământ nu a fost la inițiativa omului. Toate legămintele au fost inițiativa lui Dumnezeu. Legământul edenic în grădina Eden înaintea falimentului, legământul adamic. Ar fi putut Dumnezeu să abandoneze omul pe care l-a creat perfect și care n-a rămas în legământul pe care l-a făcut. Dar Dumnezeu imediat caută și vine cu un alt legământ. Ar fi putut să abandoneze rasa umană, dar l-a luat pe Noe și prin Noe a făcut un nou început, a scos din apă totul iarăși și încheie iarăși un legământ. Apoi s-a uitat mai mult la nevoia omului, nu doar nevoia de existență, ci nevoia de viață veșnică și începe galopul acesta al mântuirii și îl ia pe Avram și formează un popor și încheie un legământ iarăși, legământul avramic. Și apoi merge mai departe, se ocupă de un popor, legământul mozaic, legământul palestinian cu o generație nouă care urma să intre în promisiunea lui Dumnezeu. Și din generația aceasta nouă alege o casă, o familie și face legământul davidic. Și prin David aduce în lumea noastră, prin genealogia lui David, pe Iisus Hristos Domnul. Iată un Dumnezeu implicat, un Dumnezeu preocupat, un Dumnezeu care atunci când îi se pare că este mai absent, e mai prezent decât credem noi acolo la nevoile noastre și la problemele noastre. Deci un prim aspect pe care l-a scoate în evidență, uitându-mă la legăminte, este acesta al implicării lui Dumnezeu, al preocupării lui Dumnezeu, al inițiativei pe care întotdeauna, când omul falimentează, Dumnezeu nu abandonează. Îmi place ideea aceasta. Când omul falimentează, Dumnezeu nu abandonează, ci Dumnezeu regenerează. Poate că sună poetic, dar este real tot ceea ce spun. Apoi, iarăși un lucru, pentru că legămintele la urma urmei au de-a face cu Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înțelept. Știe absolut totul, cunoaște totul. E un Dumnezeu drept, un Dumnezeu credincios. Vedeți, spuneam că legămintele au în ele aspecte profetice. Dacă Dumnezeu a promis, Dumnezeu va și împlini. Legământul avramic, vechi de 4.000 de ani, nu s-a împlinit plenar încă. Se va împlini. Legământul davidic nu s-a împlinit plenar încă. Se va împlini. Legământul cel nou nu s-a împlinit plenar încă. Se va împlini. Sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e credincios promisiunilor sale. De aceea e atât de important, ne uităm la aspectul acesta al promisiunilor. Orice legământ e legat de o promisiune. Și Dumnezeu veghează asupra promisiunilor sale. Și apoi, așa cum prezentam de spița davidică, providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă, modul în care a știut să prezerveze o familie în dorința de a-și duce la îndeplinire planurile pe care le are. Și am putea să facem aici o prezentare, un curs de teism. Să lăsăm acum legămintele și să trecem la teologie sistematică și să scoatem în evidență caracterul lui Dumnezeu și măreția persoanei lui Dumnezeu. E important să înțelegem că cei care rămân în legământ, frate Cătălin, dragii mei ascultători, cei care rămân în legământ vor avea parte în final de binecuvântările lui Dumnezeu. Psalmul 50, versetul 15 spune: strângeți-i pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, care au intrat în legământul jertfei. Și jertfa, profetic vorbind, e jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, cea mai măreață, unică, care pune bazele celui mai important legământ, legământul cel nou. Domnul să ne binecuvânteze pe noi în Australia, pe dumneavoastră în România, pe toți cei care ascultă de pretutindeni.
Să rămânem în legământ. Le spun credincioșilor din biserica pe care o păstoresc, Biserica Philadelphia din Melbourne, că de fiecare dată când ne împărtășim, de ce e important să stau la masă cu Domnul? Doar ca ritual, doar ca și act de cult al bisericii, greșit total. E important să stau pentru că ori de câte ori mă împărtășesc din trupul și sângele Domnului, activez din nou legământul cel nou în viața mea. Rămân în legământ. Rămânerea în legământ e prin împărtășire. Să faceți lucrul acesta ori de câte ori mâncați și beți din sânge. Mâncați trupul în care voi ați intrat, în casa cea nouă, biserica Domnului Iisus. Iar sângele, sângele legământului celui nou cu care ați fost pecetluiți și prin care sunteți mântuiți. Cam asta ar fi o concluzie la cele 8 legăminte pe care le-am prezentat în 3 ediții la frumoasa emisiune Realitatea la zi, Prodocens Media România. Slavă Domnului, vă mulțumesc foarte mult, stimate frate pastor, profesor. A fost o expunere excelentă. Toate cele 3 emisiuni au fost cu putere, foarte bine pregătite, foarte bine documentate și asta ne onorează și pe noi și mai ales și pe dumneavoastră. Slavă Domnului, faceți o treabă excelentă acolo și la biserică, dar și la seminarul Philadelphia din Melbourne, unde studenții dumneavoastră au binecuvântarea aceasta de a avea profesorul. Mi-a plăcut foarte mult, foarte ușor de înțeles, să știți, și spun accesibil oricărui persoane vrea să înțeleagă mai mult despre ceea ce înseamnă legămintele, planul acesta, planul de mântuire al lui Dumnezeu pe care ni l-a oferit nouă oamenilor. Rămânem să ne gândim la o altă serie de emisiuni sau la o altă temă. Cu siguranță veți fi din nou invitat la noi în emisiunea Realitatea la zi și noi de aici vă mulțumim, vă binecuvântăm și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea putere și har acolo în îndepărtată Australie. Amin, mulțumesc și eu și vreau să spun frate Cătălin și colegilor dumneavoastră că sunt onorat ori de câte ori mă solicitați să fiu parte cu dumneavoastră, pentru mine este o cinste să pot să slujesc Domnului și comunității noastre de credincioși care urmăresc cu atâta drag emisiunea noastră. Încă o dată mulțumesc din toată inima, salut cu drag toți colegii de acolo și Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze și să ne poarte de grijă în continuare. Amin. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați urmărit, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă mulțumim și până data viitoare vă spunem la revedere!